Teribil accident de circulație joi seara în localitatea Volovăț, pe drumul județean 178, drumul care leagă comuna de orașul Rădăuți. Un adolescent de 17 ani, localnic, a murit, iar un altul de 15 ani a ajuns în stare gravă la spital după ce mașina cu care goneau a intrat într-un cap de pod și apoi s-a răsturnat într-un șanț. Adolescentul de 17 ani se afla la volanul unei mașini cu numere de înmatriculare de Anglia și cu volan pe partea dreaptă. El a pierdut controlul volanului din cauza vitezei, autoturismul a derapat și a intrat într-un cap de pod, după care efectiv a zburat prin aer 10 de metri și s-a răsturnat în șanț. În urma impactului cu capul de pod, mașina a fost grav avariată, iar cei doi ocupanți au fost proiectați prin parbriz. Conform polițiștilor, mașina a fost cumpărată de băiatul de 17 ani de la un bărbat din Rădăuți în urmă cu o săptămână, asta în ciuda faptului că adolescentul nu deține permis de conducere. La fața locului au intervenit pompierii de la detașamentul Rădăuți, cadre de la SMUR și de la serviciul de ambulanță. Medicii ajunși la fața locului au făcut minute în șir manevre de resuscitare a adolescentului de 17 ani, însă el nu a putut fi salvat din cauza leziunilor foarte grave. Prietenul său de 15 ani a ajuns în stare gravă la spitalul județean Suceava. Bucăți din mașina avariată erau peste tot, în șanț și la marginea drumului, iar o bucată de beton din capul de pod lovit de autoturism era sărită la câțiva metri distanță de locul impactului. La fața locului au fost scene zguduitoare, părinții băiatului decedat fiind în stare de șoc și plângându-și copilul cu disperare. Drumul județean a fost blocat în zonă 10 de minute după accident. Cunoscuții băiatului de 17 ani spun că zilele acestea el a mers cu mașina și prin Rădăuți până la liceul la care învăța. Și asta fără ca nimeni să-l oprească sau să îl sancționeze.